Întâlnirea acului cu ața. Firul își încheie căutarea ostenitoare și se întâlni cu ochiul unui ac. Acolo descoperi că el și acul pot face, împreună și cu bunăvoință, minuni și miracole. Acul nu este nimic fără ață. Poate găuri, da, dar nu are prezență, nici continuitate și nu se vede munca pe care o face. Ața este o ființă lungă și foarte subțire. Este un pic arogantă când se prezintă, dar dacă n-ar exista un ac care să-i deschidă calea, n-ar putea pătrunde și să rămână. Întâlnirea acului cu firul este complementul și compromisul asigurat. Înseamnă că las o amprentă și totul bine unit pe toate drumurile parcurse. Întâlnirea dintre tradiție și creație. Tradiția are o figură statică, nepieritoare, cu multă experiență și din alte timpuri. Are principii puritane și cu prezența sa inalterabilă în toate formele sale din trecut și fiind întotdeauna reticentă la procesul de schimbare culturală, își selectează atent descendenții pentru a oferi proporțional o parte din trecut în prezent. Creația, doamnă fără niciun stereotip, atentă la orice inovație și dispusă mereu să descopere talente, trăiește mereu în prezent, simultan extravagantă și îndrăzneață și cu scânteie uneori și de mare geniu. Într-o zi s-au întâlnit față în față pentru că trebuiau să lucreze împreună. Deși sunt dușmance în principii, împreună fac minuni și minunății. Tradiția aduce trecutul în prezent, iar creația folosește trecutul și prezentul pentru a da continuitate în viitor. Sa de munece, cu doruri și fete mulece. Și un sat cu oameni buni, umore fost toți cei bătrâni. Satule, nu ți-oi uita, nici copilăria mea. Grădina cu mulețe flori, ulița cu mulți cireșună floare, oi veni satule iară. Să văd holda grădiunuța și pădraga mea măi
micuța. Da, bună ziua, mamă bună, n-am mai fost acasă de o lună. Da, de-acum aici o stam, unde m-o născut, mama. Să-mi grijă de-a mea, măicuță.